a doua oară nu mai mă găsești. Să știi în forma asta. Cine știe pe unde mă aflu? Maestră, v-am chemat într-un atelier de improvizație. Spuneți-mi, sunteți foarte drastic în improvizație. Improvizația, ce înseamnă improvizație de fapt? Unde se poate, când se poate, cum se poate? După umila mea părere și a multor muzicieni, mult mai important decât sunt eu, cel mai aproape a atins perfecțiunea improvizației este un organist pe numele de Johann Sebastian Bach. Dânsul e cel mai mare improvizator, după aceea Mozart, mare improvizator, Beethoven, Cesar Franck, Debussy, Ravel și să nu uităm pe George Enescu. Pare ciudat să spunem că Johann Sebastian Bach este un mare improvizator, dar să spunem că în epoca lui se improviza pe acel bas cifrat. Bine, acel bas cifrat poate este pâinea cea de toate zilele în muzica de jazz. Da. Sigur, există niște stileme, există niște formule. Care ar fi acela? Ne-ați putea face o demonstrație, de exemplu, cadența 1-5-4-1, interzisă, de fapt, în muzica clasică. Acum intrăm într-o didactică. De ce nu? Da, mă rog, dar să nu chiar să exagerăm chiar în didactică, nu e cazul. O improvizație se bazează pe ceva foarte sănătos, ca construcție armonică și ca note fundamentale. Deci, de exemplu, toată lumea poate să știe ce este asta. Altceva. Înapoi. las 12 măsuri. Și dacă este așa, eu pot să fac asta, fiind disrupt această schemă, nu? Eu pot să fac așa. Vă amintiți? Da. Și noi desenăm despre asta, este o, mă rog, o mică demonstrație, mai puțin reușită sau nu asta. Maestre, spuneați că Bach este cel mai mare improvizator. Dacă am începe de la, să spunem, una dintre cele mai, poate nu cele mai celebre, dar una dintre cele mai solide lucrări, care este Clavecinul bine temperat, caetul 2, fuga a 4-a, poate cea mai complexă, cu 3 teme și 5 voci, do diez minorul. Do diez, si diez, mi, re diez. Așa. Unde ne poate duce lumea asta? Apropo de improvizație, Bach improvizează tot timpul pe acest motiv. Sigur. Dar, Iliana, e foarte frumos ăsta, basul ăsta, de aici până și tot, dar basul ăsta e foarte frumos pentru viața, pentru lumea de atunci, știi? Și noi putem adapta la lumea de acum? Răducanu, sunteți un muzician foarte iubit, aveți foarte mulți prieteni. Ce înseamnă prietenie pentru dumneavoastră? Prieteni? Nu aveți prieteni? Nu. Nu aveți prieteni? Nu aș fi putut să cred una ca asta. Pe de ce nu înțeleg? Adică cum, sunteți un om singur pe fața pământului? Liliana, dragă, prieten este ceva pierdut. În momentul când se vehiculează tot timpul, chiar în societatea românească, că se moară capra vecinului, nu mai comentez. Prietenii nu mai există. Nu mai există? Mm. Dar ați putea să dați o definiție a prieteniei? Sigur că da. Un prieten este cineva care... Și nu atâta de încredere sau... Nu. Cineva care gândește, se bucură sau are suferințe comune și care se potrivește orice fel de lucru. Citești un roman separat și ajung amândoi la aceeași concluzie. Și care este aceea. Dacă verifici și alți așa izolați, cam același lucru. Deci gândesc la fel. Știi? Văd un film, Zorba Grecu, și ei ia că la Zorba s-a apucat de dansat și mâncat și că i-a tocat averea lui ăla. Nu e așa. Acolo ea are altă. Și atunci văd doi că-s prieteni și ajungi la concluzia aia, știi? E foarte frumoasă definiția dumneavoastră. Da. Pe tine cam nu prea se mai poartă. Nu se poartă, e destul, dar ce se poartă? Se poartă, de exemplu, dacă... Sârmele acestea se poartă. Se poartă de un pictor de care prietenul cel mai bun este atunci când creează, îl vede, ei sunt împreună. Sau eu dacă iau un... Prietenul meu e, știi? Da. Și poeții au prietenul lui. Care este prietenul dumneavoastră poet? Nichita, nu? Nichita. Nichita, eu cu Nichita am fost foarte bun prieten, dar eu nu știam că el așa un mare poet. Nu? Nu. După aceea mi-am dat seama. Dar Nichita, precum Johnny Răducanu, presupun că doi prieteni apropiați, sunt doi artiști de mare succes. Ce înseamnă succes pentru... Johnny Răducanu? Succesul, dați-mi o definiție a succesului. Iliana, mă ta întreb ceva care întreb foarte mulți oameni. Ce înseamnă succesul? Succesul nu e nimic. Și eșecul? Eșecul și el. La fel de puțin, nu? Nimic. Niciodată nu-mi place ce cânt. Nu vă place? Nu, pentru că știu că există mii de posibilități care alții le roșesc mai bine. Și mă uit cu mare bucurie, nu cu invidie, cu mare... Uite-te, aia era ce caut eu de 5 ani. Și l-ai avint așa dintr-o, știi, bucurie că a găsit, că au altceva. Și sunt mult de multe ori, la vârsta mea, să spun că și mulți camțeți în viața mea grozavi au văzut la mine niște note care ei le căutau. Și asta e marea frumusețe acestor legi. Da, este extraordinar. Dar aici și hazardul poartă un loc foarte important. Hazard ce? Dumnezeu. Dumnezeu te programează cu asta. Deși noi suntem, ne place întotdeauna să programăm. Uitați, înainte de a începe, de a intra în emisie, am stabilit niște reguli. Este curajul care îl are fiecare, cu riscul lui, știi? Mata, ești curajoasă. Fata, îmi pare rău că trebuie să vorbesc în emisie. Și fata talentată, deșteaptă, cunoști și muzică, deosebire de alți oameni care practică meseria asta, care nu știu nici ea. Mă, da, văd că știi și ceea ce mi-a părut bine. Dar asta este ceva care lumea trebuie să aprecieze, știi? În tot cazul, aș vrea ca mulți modelatori să înțeleagă atâtea lucruri care înțelegi, mă, ta, la vârsta asta. Pentru mine e și o surpriză. Și ar vrea să fie mai mulți. Muzica e foarte importantă pentru oricine. Vorba lui Andrei Pleșu. Bătăne, cât de deștept ai fi, dacă nu ai muzică în tine, e ca o mâncare fără piper. Are dreptate Pleșu. Da. Așa că eu, la început mi-a fost antipatică, dar acum, uite, pot să spun că mi-a plăcut ce ai făcut acolo. Chiar am avut emoții, dar probabil că înăuntru e dorința aia. Că trebuie să aibă toți. Emoția aia, dezastrul la toate. Asta naște asta. Te-o însoți nopțile cu lună spre țărmul marelui nimic. Femeie tu, greșeală brună, ca un bilet la loz în plic. Eu voi fi mut ca o baladă și vom ofta concomitent că nu e nimeni să ne vadă cum trecem triști pe continent. Credeți că se poate face muzică pentru astfel de coafură? Da, da. Și cum ar suna? Eu spun cum ar suna. Chiar ne puteți... Păi eu spun cum ar suna. Cum ar suna? Ar fi o combinație decentă și cu, mă rog, suficientă moralitate. Da. În care să fie ceva artistic, știi? Dar cu condițiile alea, cred că ar putea să iasă artistic. Greșeală brună, urmează drumul ce-ți indic. Deci te-am pierdut atunci sub luna, ca pe un bilet la los în plic. Că vă face asemenea coafări. Da, el este un foarte tânăr creator care crede în succes, nu? Crede în hazard. Cum să nu crede în succes? Crede în succes, crede în hazard. Cum te-a pus? Cred că are și prieteni, nu? Prieteni cu care ajungi la același numitor comun. Sigur. Crede și în extravaganțe. Tot în abstract, copila. Tot ce spui tu cu condiții, totul trebuie să fie simțul măsurii. Tu înțelegi? În orice fel de avangardă, cât ar fi ea, de cum vrei tu, trebuie să fii simțul măsurii. Evident. Fără simțul măsurii, dai în ceva care începe să dispară chiar o idee năsuznică și nobilă. Simțul măsurii este. Am un stil extravagant, îmi place ce nu este normal să fac, nu-mi plac coafiurile legere, nu-mi place să lucrez ceea ce e comun. Că în creațiile tale se regăsește atât noul cât și vechiul, contopit într-o creație foarte originală. Spune-mi, în această seară, jazzul se pare că s-a înțeles foarte bine cu aceste coafuri. Da, într-adevăr, în seara asta am fost inspirat de muzică și am creat niște coafiuri, zic eu, adaptate cât de cât la evenimentul din această seară. Marian, cine ești tu? Sunt, în primul rând, un... Marian pur și simplu. Marian, da. Marian pur și simplu. Nu sunt conservator, nici n-am față de conservator. Nu, asta la niciun caz. Dar sunt extrem de pretențios. Orice fel de muzică trebuie de făcută, chiar cu spartul sticlelor, nu contează sunetele cum le obțin. Numai un singur lucru este important pe mine. Care este cel mai important? Orice fel de artă e făcută, și pictura cu bicicletă, nu sunt din ceea ce mizeria. Nu. Foarte bine. Cu o condiție. Să simt eu că e artă acolo. Da. este feldmareșalul. No, sunt, Beethoven este, e foarte greu de copii, știi? Mozart este, sunt gelos pe Mozart că face așa o muzică extraordinară din gami. Genia din trei acorduri, da. Două gami. Ceva, că m-a început să mă enervez. Da, Mozart. Dar sunt mulți, Schubert, iar nobilul, domnul Schumann, care este nobil, cel mai nobil romantic e domnul Schumann. Ați îndrăznit vreodată să abordați concertul pentru pian? Nu, așa mai teme. Mai teme, da. Carnavalul lui Schumann. Da, da, sunt acolo multe teme foarte... Da, și Grig îmi place că așa a fost. Așa de simplu și așa de eleganță are în el. E foarte greu și ceva să spui dumneavoastră, știi, compozitorii, toți, este o grădină imensă cu Dumnezeu a pus acolo liliac, flori de tot, așa, o grădină sunt toate. Sigur că trebuie să fii și un pădurar mare sau un florar mare care are grijă, cred că la... Cred eu că Beethoven e cel care a ținut un steag dincolo de domnul Bach. Beethoven este. Eu când am fost la mormântul lui, la Viena, mi-era frică să intru acolo să văd. Nu era japonez, era iarnă. Și știi cu ce cântic m-am apropiat de Titan? Știi cu ce? Și am fost bucuros că la picioare ținea de cald scumpul de Schubert, știi? Am fost bucuros. Dar știi cum m-am apropiat de Beethoven? Și pe asta m-am apropiat de ea. Super. Și am vorbit cu el foarte mult. Dar nu spun ce am vorbit cu el. O spun altdată. Mulțumesc, Johnny Răducanu. Da. Și pe curând, maestru. Pe curând? A doua oară nu mai mă găsești. Să știi în forma asta. Cine știe pe unde mă aflu. Așa că... Aplauze pentru maestru Johnny Răducanu. Mulțumesc.